Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Astăzi cu review-ul lui LG Optimus LT P936, al doilea telefon cu display HD care îmi trece prin mână în ultimele luni, după Samsung Galaxy Nexus. A fost o plăcere să îmi petrec ultimele zile cu acest device. Este o premieră pentru noi, este o premieră în România, acest telefon LG cu ecran HD. Și acum hai să aflăm ce ne rezervă device-ul într-un review complet. Începem cu designul. Se observă din start cele trei butoane capacitive de sub ecranul de 4,5 inch. Mai remarc și faptul că acest telefon este gros de doar 10,5 mm, deci destul de subțire. În partea sa superioară avem acest jack audio. Lângă el avem un port micro USB. Iată, îl accesăm înlăturând acest capac. Aici este butonul on-off. Partea din spate are o textură foarte interesantă și cu o aderență foarte bună. Aici este difuzorul, aici camera de 8 megapixeli cu promisiunea HD, captură 1080p. Aici avem butoanele de volum. Iată-le, cele două butoane de volum. Și în cealaltă parte, nimic. Deci formatul telefonului este unul plăcut, plăcut de ținut și în mână. Diagonal, după cum am spus, 4,55, rezoluție 1280x720, deci un ecran foarte clar, foarte luminos, se descurcă bine și în bătaia soarelui, filmele se văd excelent și jocurile se văd excelent. 2 GB de memorie internă, Android 2.3 deocamdată, sunt sigur că va primi Android 4.0 destul de curând, slot microSD și un procesor dual core de 1.5 GHz. Încă o dată subliniez faptul că ecranul arată atât de bine. Iată și lista de aplicații, culori foarte vii. Deci în acest moment au trecut prin mâna noastră două telefoane cu ecran HD, așteptăm acum și pe al treilea, probabil de la HTC. Hai să procedem în evaluarea funcțiilor acestui device. Începem cu secțiunea multimedia, adică vedem cum se comportă la capitolul muzică. Și avem destule melodii salvate. Hai să vedem ceva interesant. Un volum foarte bun, are și difuzor. Iată și albumele muzicale de pe device. Cât de bine arată aceste copăți de album pe acest ecran HD. Și oprim melodia, este timpul pentru playback-ul video. Iată video player-ul și să vedem ce știe acest device când vine vorba de playback video. Hai să încercăm cu acest trailer. Avem și aici un mic lăcățel pe care dacă îl apăsăm, blocăm ecranul astfel încât să nu fie nevoie să apăsăm pe ecran în greșeală. Ați văzut cum arată și playback-ul video, arată foarte bine. În preview-ul nostru la acest device ați văzut cum arăta și trailerul la filmul The Green Lantern și acela cu efecte interesante. Acum a venit și rândul camerei. Folosim această mică jucărie, facem o poză. Focalizat și eu zic că ieșe destul de bine. Iată, se putea ceva mai bine, dar ne mulțumim și cu asta. În schimb, hai să vedem efectele. Iată, opțiunea focus, image size merge până la 1 megapixel, modul scenă, ISO, balans de alb, efecte de culoare, timer, shutter sound, opțiunile de expunere evident, cele de blitz. Și la capitolul captură video, dacă erați curioși, iată, 1080p, filmează și HD, balans de alb, efecte de culoare,
înregistrare audio și o să vedeți mostre foto și video la noi pe site în curând. Și iată cât de bine a reușit să facă poza acestor legume ieri. Observați ce culori vii. O poză făcută cu acest telefon chiar ieri și a ieșit atât de bine. Iată o altă poză în care au ieșit culorile destul de vii. Și nivelul de detaliu este incredibil. Nu știu dacă să-l pun pe seama camerei sau al display-ului. Cred că ambele au contribuit în egală măsură. În orice caz, sunt mulțumit și de camere și de display-ul acestui device. Ok, să revenim. Am văzut aspectul multimedia, muzică, video, cameră. Acum hai să vă prezint browserul. Cu această ocazie vedeți și tastatura virtuală de pe acest device. M-am obișnuit cu ea pentru că am văzut-o și la alte LG-uri și la alte device-uri Android. Hai să intrăm pe Mobilissimo. Mobilissimo.ro. Având în vedere că avem un ecran HD cu mai puțin pinch to zoom decât de obicei, putem să citim textul de pe ecran, mai ales dacă avem ochi buni, și iată, eu zic se vede destul de ok. Ia să întorcem și în landscape. Cu mici probleme cu această reclamă. Ia să dăm back și să mai încercăm o dată. Încă o dată, mobilissimo.ro. Iată, scrollingul merge destul de lin. Și acum, hai să vedem cum arată și trecerea într-un tab în altul. Se presupune că deschidem un nou tab. Iată cum se face trecerea de la un tab la altul în acest browser. Ok, ați prins ideea? Eu sunt destul de mulțumit și de acest browser. Acum că am acoperit browsing-ul și tastatura, evident, experiența Android este cea pe care o știți deja, v-ați obișnuit, bară de notificări în partea de sus, oprim opțiuni de conectivitate, aceste taste capacitive în partea inferioară, o zonă dock aici, din care putem să scoatem aplicații dacă dorim sau putem să adăugăm în această zonă dock din partea inferioară. Mai avem și o serie de widgeturi. O să le vedeți imediat ce găsesc un loc pentru ele. Iată, câteva widgeturi. Shortcut-uri putem să creăm, foldere, wallpaper-uri schimbate. Iată câteva exemple de widgeturi. Nimic spectaculos. Iată și widgetul vreme, dacă sunteți curioși. Nu o fi el cel din HTC Sense, dar arată rezonabil și în primul rând își face treaba. Asta contează cel mai mult. Și evident avem și un widget Social Plus pentru socializare. Acesta este contul meu de Twitter. Observați ultimele update-uri. Și mențiuni. Și evident puteți adăugați și contul vostru de Facebook sau MySpace în același widget Social Plus și să vedeți ce s-a mai întâmplat nou. Intrăm și în aplicații pentru a vedea obișnuită suită Google pe care am sincronizat-o cu contul nostru Android. Iată, calendarul, la lună, la săptămână, la zi, o agendă cu lucruri de făcut. Google Maps, care în ultimele zile mi-a dat ceva probleme, avea puțin lag, sper că acum se va comporta mai bine. Iată, m-a localizat și pare să comportă destul de bine. Este o încântare să vezi Google Maps pe un ecran HD. Mai ales dacă ești conectat la Wi-Fi și Bucureștiul se încarcă atât de bine. Observați că a apărut și acel lag de care am menționat. În orice caz, Google Maps, experiență obișnuită și cu o zonă de opțiune aici, în cazul în care nu știați. Mai ales pentru Places, e foarte utilă. Găsim cafenele, de exemplu. Să găsim acest loc pe hartă. Poate vedem și un street view.
ușor faceți trecerea de la un punct de reper la altul. Și a apărut și proverbialul lag, de care vorbeam mai devreme. Oricum, rețineți, acest telefon nu este o variantă finală, deci orice defect i-am găsit acum, el poate va fi corectat în varianta care poate va ajunge la noi. Acest device este o versiune a lui LG Optimus 4G LTE, din câte știm noi până acum, un telefon care se vinde în SUA cu LTE. Și acest device, deoarece are particula LTE, adică 4G în nume, deocamdată nu este un candidat pentru România, deoarece operatorii noștri nu oferă servicii 4G. Revenind la de device, pe lângă serviciile obișnuite Google, evident, ele includ și YouTube, ați văzut deja Google Maps, mai avem și Gmail, calendarul, YouTube. Ne mai oferă cei de la LG și funcția Memo, care putem lua notițe, atașa imagini, notițe mai complexe decât să ții minte să iei lapte, de exemplu. Avem și o zonă de news, am văzut acest widget pe multe telefoane, liste de subiecte, știri de tehnologie. Dacă nu mă înșel, am pus și un widget cu acest device. Iată news, Yahoo News. Și revenim la aplicații, avem LG Smart World, propriul lor magazin de aplicații. În recenzia noastră pentru LG Optimus 3D Max, ați văzut zona 3D a acestui magazin. Ei bine, există și o zonă HD pentru telefoane precum acesta, iată. Din păcate nu e populată foarte mult încă, dar e un început. Văd că se axează pe jocuri. Nu are destule încât să dau scroll la mai mult decât e pe ecran, dar avem câteva titluri cu care ne putem distra și câteva jocuri gratuite, ceea ce e întotdeauna bine. Deci, jocuri HD pe acest model LG găsim. Evident, există oricând varianta lui Play Store, care arată bine pe acest device. Recent a primit și un update, în cazul în care nu știați. Un update minor de altfel. Ok, am văzut cum arată Android, widgeturile, tastatura, YouTube, hărțile, am văzut și aplicațiile proprii ale celor de la LG, adică mai bine zis magazinul lor de aplicații. Acum bănuiesc că știți ce urmează, urmează să vă prezentăm și noi câteva aplicații care le-am găsit mai interesante în ultimele zile. Hai să vedem cu ce începem. O aplicație interesantă ar fi una pe care au prezentat-o la CES 2012. Posesorii de mașini Viper pot transforma telefonul mobil într-o telecomandă, pot debloca mașina sau bloca, puteți salva un loc de parcare în memorie, puteți deschide portbagajul dacă doriți. Apăsând acest buton puteți porni mașina, ceea ce mi se pare foarte tare. Aveți și acest buton de panică. Mai aveți și câteva alerte aici. Puteți face o listă cu vehicule. Aveți și o zonă de GPS. Deci cine are Viper și conectează telefonul la Viperul său poate să găsească pe harta și unde și l-a lăsat parcat. Poate să activeze de la distanță. Iată și setările cu diferite coduri și confirmări. Deoarece e normal să fii paranoia dacă în România ai un Viper, risc să-l fie furat. Iată și Home Control. Mai avem și Smart Park, Parking Meter. Aflați cât aveți de plătit pentru cât ați parcat, o secțiune Facebook, puteți găsi un dealer de Viper, la noi cred că nu. Deci cam asta e opțiunea. A făcut furor la CES 2012, dar până nu aveți Viper, poate se vor gândi și alți producători de mașini să folosească aplicații de acest gen. Hai să vedem ce alte softuri mai avem. Am găsit o colecție de 3 softuri interesante făcute de același developer. Ele în sine nu constituie mare lucru, dar sunt utile dacă vreți să supraviețuiți în sălbăticie, ca un adevărat Bear Grylls. O aplicație care se numește pur și simplu Noduri și vă învață să faceți noduri. Iată aici un model de nod. Cam așa se face un nod de ancoră. Mai avem și un nod de prindere cu desfacere rapidă și unul mai complex, labă de pisică. Cam asta e toată aplicația, tot felul de noduri și de la același developer vine și urmele animalelor, astfel că știți ce fel de urme găsiți în pădure, jder, capră neagră, căprioară și tot același developer, modalități de supraviețuire și orientare în sălbăticie.
Deci cu aceste trei aplicații vă puteți simți mai în siguranță când vă rădăciți prin pădure, mai ales că sunt și în română, sunt utile. Poate era mai bine să fac o aplicație mai complexă, care să includă doar aceste funcții, decât trei separate. Și am instalat și o aplicație pentru magazinele H&M. Este una internațională, dar a găsit reprezentanțe și locale. Am aflat că se numește magazinul Hen & Mauritz, de aici H&M. Cu această ocazie am învățat ceva nou. Iată secțiunile. Home, Find a Store, News, My H&M. Avem și More. Iată câteva colecții. Ce este în magazin acum. Și hai să intrăm și în Find a Store. Fiind o aplicație internațională, n-aș fi zis că va găsi ceva în România. Și iată că a găsit. În special în mall-urile de lângă. Iată, avem și opening hours, putem să și sunăm direct din aplicație, putem să fi și direcționați. Acum va fi afișat în Google Maps o direcționare fix către unul dintre H&M-uri. Și acum mi se calculează traiectoria. Iată, drumul de la mine acasă până la H&M. Nu este o reclamă la H&M, este doar o aplicație, în cazul în care vă faceți griji. Și sunt sigur că avem și o opțiune de hartă, iată. Cam acestea sunt magazinele din București. Hai să vedem și secțiunea News. Tot felul de oferte, puteți da share prin Facebook și Twitter. O socializare bine integrată în această aplicație. Deci e făcută cu cap. Și ar fi cazul să luăm la ochi aceste aplicații fashion și de magazine, mai ales că urmează și review-ul lui LG Prada Phone, pe care am instalat o aplicație Prada, am văzut că și Zara are o aplicație, deci poate că o să le luăm pe rând să vedem ce poate fiecare aplicație fashion. Și acum, hai să trecem la jocuri. Avem unul cu zombie. La primul nostru telefon HD, Galaxy Nexus, v-am prezentat Contra Killer Zombies. Jocul a fost upgradat între timp. Și acum avem o nouă versiune de joc, Contra Killer. Încă o dată împușcăm zombie în first person și static, din păcate. Personajul principal este în scaun cu rotile și are un shotgun, un pistol, un sniper. Avem și un magazin. Iată. Deci putem cumpăra diferite arme, cum ar fi această pușcă de vânătoare. Evident, creditele suplimentare costă dolari reali. Iată și harta cu misiunile. Avem și statistici cu misiuni completate. Hai să trecem la misiune. Iată personajul principal în scaun cu rotile și plin de arme. Hai să schimbăm arma. Iată, avem un pistol. Avem și un buton de țintire. Iată un zombie. Și iată personajul nostru, care trebuie să ajungă în siguranță la elicopterul de aici. Observați cât de bine arată grafica HD. Hai să schimbăm arma. Trecem la ceva mai heavy. Încă un zombie se apropie. Iată și elicopterul, care va aduce noi pasageri, și iată și zombi. După cum am spus, jocul este destul de static, nu este genul de shooter în care alergați și împușcați. Dar grafica arată foarte bine. Hai să ieșim din joc și să folosim
task killer-ul pentru a mai elibera din resurse. Acum o să vă prezint un joc de inteligență sau mai multe jocuri de inteligență, cum ar fi spânzurătoare. V-am mai arătat o aplicație de tip spânzurătoare, dar iată încă una, nu strică niciodată. Se numește pur și simplu spânzurătoare, așa o găsiți în Android Market. Iată un nume de brand, hai să încercăm cu A, hai să încercăm cu S, încercăm cu I, poate un P, R, mai e clar vorba de Ferrari. Ceva din politică, hai să începem cu A, O, E. Să încercăm un M. Un P. Hai un R. Democrație. Vă înghicit, până acum toate bune și frumoase. Oricum ați prins ideea, o aplicație de spânzurătoare foarte drăguță pe care o găsiți sub numele de spânzurătoare în Android Market, adică Google Play, că tot s-a rebranduit. Acum a venit momentul concluziilor pentru acest telefon superb cu ecran HD, LG Optimus LTE P936. Nu vă pot spune cu siguranță că va ajunge în România sau că va ajunge prea curând. Având particula LTE în nume, înseamnă că suportă 4G, poate îl vor vinde în România ca și iPad-ul 4G, poate îl vor vinde doar cu 3G, sau poate se va implementa și la noi tehnologia mai rapid și se va lansa acest device. După cum am spus, sunt foarte impresionat de ecranul HD, de culorile sale, de claritatea imaginii, de camera de 8 megapixel din spate. Device-ul se mișcă destul de fluid, în afară de acea mică problemă cu Google Maps. Are opțiuni de socializare, are un browser bun, tastatură comodă, magazinul de aplicații HD de la LG, care se va îmbogăți în curând cu multe alte aplicații. Mă declar mulțumit de acest device și, fiind al doilea telefon cu ecran HD din România, mă aștept să-i facă multă concurență lui Galaxy Nexus cu un preț mai bun, după cum ne-am obișnuit, LG. Acesta a fost review-ul lui LG Optimus LTE P936. Rămâneți pe Mobilissimo pentru varianta text și galeriile foto ale acestui device. La revedere!